Articolul 21, alineatul 3, după cuvântul departamentală, de completat cu poziția precum și purtarea hainei similare celor militare, în paranteză de camuflaj, de către persoane fizice în locurile publice, noi am introdus, în locurile publice, cu excepția zilelor comemorative, zilelor de sărbători și zilelor de odihnă în Republica Moldova. În felul acesta, practic, noi am scos celelalte categorii care nu au treabă cu formarea grupurilor paramilitare în Republica Moldova, le-am exclus ca să nu sufere după modificarea acestei legi și mai mult sunt magazine de haine de vânători, chestii de astea care oamenii au investit bani acolo și noi într-un fel îngrădim dreptul ca să-și ia venitul pe care l-au preconizat.